Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. A început nou sezon. Hai să vedem ce reward-uri am primit. Avem aici common token-uri, common wildcard-uri. Avem și un epic 3 token. Hai să vedem, wildcard-uri rare. 5.000 de gold. Din nou rare. Avem un token comun. Avem 5 wildcard-uri epice și cred că vom putea maxa o nouă epică în acest episod. Bun, și ne oprim la 5650 de trofee. Aveam noi inițial, înainte de restart, vreo 6100 și ceva. Bun, alte noutăți. Seamănă foarte mult cu primul sezon, cu Clan War 2, dacă nu mă înșel. Avem aici imaginea asta din spate cu marea. Hai să deschidem și acest chest. Găsim 3734 de gold. Și hai să vedem și în tire. Avem 1000 de gold, primul reward. Să vedem ce noutăți aduce pasul. Bun, avem un emote nou aici și partea tare e că vom avea un epic book pe reward-urile gratuite. Practic în ultima zi, dacă reușim să completăm toate zilele, vom primi un epic book of cards cu care vom putea adăuga toate cărțile necesare pentru a maxa o epică. Bun, avem și challenge-ul noi, elixir maraton, care începe cu un ramp up challenge, double elixir, triple elixir și infinite elixir challenge. Zic că putem da și noi un prim match. Dar în primul challenge nu e cu pierdere. Se poate pierde de oricâte ori fără a fi eliminat din challenge. Și hai să vedem. Să începem cu Valkyra din spate. Să trimitem și mini P.E.K.K.A. în spatele ei. A pus acolo un giant skeleton și vom pune arcașele aici. Poate vom da și un freeze, hai să vedem dacă va fi nevoie. O să-l pun undeva aici, perfect. Se duce mini-P.E.K.K.A. pe turn și reușește două hituri. Foarte aproape și de al treilea. Excelent, vom da acum un arrows. De mai și toate trupele, scăpăm fără damage din partea Arm Rider-ului. Acolo ar fi fost problema. Și deja am intrat în double elixir. Hai să trimitem Valkyra. Tot din spate sau mai degrabă începem cu mini P.E.K.K.A. O să pun arcașii undeva în centru. Și cred că mai degrabă vom da un freeze aici. Punem Valkyra în față. Tancheze un pic. Mini P.E.K.K.A. reușim, dar... Da, ne dă ceva damage acel golem. Hai să vedem cum ieșim din acest atac. Da, din nou am fi avut nevoie de freeze și îl dăm aici. Scăpăm de Mega Knight. O să scăpăm și de Giant Skeleton imediat. Da, scorul e destul de strâns momentan. Am intrat în triple elixir. Să punem din nou aici mini P.E.K.K.A. Dăm cu freeze-ul. A trimis Ram Rider-ul acolo. Ne salvează cât de cât arcașele de acei beți. Ok, să punem Valkyra. Da, și are puși puternic. Trebuie să-l atacăm. Și ar trebui să prindem aici
un push bun cu, cu hold, dăm și un freeze. Și cu racheta ar trebui să, să rezolvăm meciul. O, suntem în level 9, dar am ținut cont de asta. Să vedem dacă Eros nu e suficient. Da, și probabil vom pierde primul meci. Am fost la limită. Da, am calculat greșit acolo racheta. Trebuia să mai aștept un pic. Hai să mai încercăm un meci. Nici nu m-am uitat pe reward-uri, dar bănesc că nu sunt extraordinare. Probabil ceva tokenuri și gold. Bun, scăpăm aici de Hog. Punem Valkyra în față. Pregătim și friza. N-avem încă suficient elixir. Bun, scăpăm de turnul din stânga. O să-i scoatem și Inferno Tower-ul. Și nu știu dacă vom mai reuși ceva push-uri pe King Tower. Dar reușim un push cu Valkyra. Un hit. Să punem Tesla. Da, și mai sunt 10 secunde și vom intra în double elixir. Să ne pregătim de defense. Arcașele le punem în spate. O să trimit aici un hog. Punem mini pet-au deja. Dăm și un Eros. Punem Valkyra. O să punem și arcașele aici să mai tragă în acel Mega Knight. Din nou Mega Knight-ul. Spunem Tesla pe centru. Scăpăm aici de Electro Wizard. Și vom trimite Hog-ul pe partea stângă. Punem și Valkyra să tancheze un pic. Ea trimite și arcașele. Mai dăm un freeze și ar trebui să-i scoatem turnul din stânga. Mini P.E.K.K.A. da, și rămânem fără hit în acest atac. Intrat în ultimul minut. Hai să vedem dacă mai reușim să-i doborâm și al treilea turn. Punem aici mini P.E.K.K.A-ul. Hai să punem și Valkyra. Vom trimite arcașele și Hog-ul. Da, din păcate ne scoate mini P.E.K.K.A-ul. Pierdem și Hog Rider-ul. Mai punem un Tesla. Să dăm și un Eros. Și mai sunt 15 secunde din acest match. Trebuie să obținem victoria. Fără emoții. Da, ultimele 5 secunde, mai punem un mini P.E.K.K.A. și dăm un Eros de final pe turn. Bun, avem prima victorie. Vedem ce... Am prins și pop-up-ul cu videoclipul de la nou sezon. Avem 1000 de gold. Da, vom mai putea câștiga un... cam un token, un copil de gold și apoi 5 wildcard-uri epice. Alea vor fi super utile. Bun, ne luăm și bănuții din pas. Ok, bun. Hai să ne uităm un pic în cărți. Planul meu era să maxez Canon cartul. Dar avem nevoie de foarte multe cărți și mă așteptam să vedem că ne trebuie 55. Mă așteptam să primim mai multe în reward-uri, în cele din Trophy Road. 55 destul de multe și avem doar 13, chiar și dacă le-am luat pe astea 5, tot n-ar fi suficiente. Poate dacă mai cerem
Da, haideți să cerem... Deși nu cred că vom primi atât repede. Și ar trebui, ne trebuie destul de multe. Chiar și cu 30 tot n-avem suficiente cărți să putem axa. Hai să le luăm și pe astea. Bun. Da, hai să mai continuăm cu meciurile din acest challenge. Trimitem mini pack-ul. Hai să vedem pe stânga, pe dreapta. Cred că pe dreapta. Trimitem și hog-ul în fața lui. Dăm aici un Eros. Da, va avea un deck cu foarte multe cărți mici. Ne va spama efectiv turnurile. Mai am puțin de 10 secunde și vom intra în double elixir. Trimitem aici mini pack-ul. Da, cărți mici la greu. E pierdut, am putea spune meciul. Nu-mi fac mari speranțe. Hai să trimitem hog-ul. Dăm un freeze. Da, nu o să rezolvă mare lucru. Reușește acolo un hit hog-ul. Să punem aici Valkyra. Ce-a greșit. N-aș fi dat... N-aș fi dat un fireball pentru două arcașe sau ce era acolo. Ok, pun nici nu Valkyra. Trimitem nou hog-ul. Se duce bine. Aproape scăpând de Valkyra. Punem aici arcașele. Dăm un Eros, scoatem bomborul. Scheletăm bomborul. Trimitem mini pe camp. Și să vedem cum ducem acest atac. A început deja spam-ul. Și din păcate are cycle-ul foarte rapid. Nu avem ce să-i facem. Oricât ne-am fi dorit. Bun. Păi ne oprim aici cu acest episod. Sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!